După ce au decis ca meciurile de fotbal din România să se desfășoare fără spectatori, Federația Română de Fotbal a anunțat astăzi că suspendă toate competițiile, atât la juniori cât și la seniori, masculin și feminin, precum și de futsal, până la data de 31 martie. Totul de teama pericolului epidemiologic pe care îl reprezintă COVID-19. Chiar înainte de primirea veștii, la conferința de presă de dinaintea meciului cu Politehnica Iași, Gheorghe Hagi a cerut și el întreruperea ligii întâi. Părerea mea că ce văd, ce am văzut zilele acestea, e că ar trebui să se oprească. Decât să joci fără spectatori, decât să joci fără lume, unde în fiecare zi se crește, cel mai corect cred eu că ar fi să luăm o pauză și după aceea vedem ce se unde cu lucrurile. Pentru că cred eu că e foarte greu să te concentrezi, să joci stadionul gol, fără suporteri. Și nu numai la noi, și internațional și peste tot. Așa că cred eu că cea mai bună decizie e să se oprească și nu noi, toți. Tot fotbalul. Pentru a ne concentra pe o prioritate care e în momentul de față. Și ce am văzut devine o prioritate în fiecare țară, să avem grijă de lucrurile acestea, să avem grijă de sănătatea noastră și de noi. Decizia întreruperii campionatului a afectat și Liga a doua. Jucătorii lui FC Farul au primit vestea chiar în drum spre Miercurea Ciuc, acolo unde ar fi trebuit să joace mâine contra celor de la Csíkszereda, în etapa cu numărul 25. Din acest motiv, întreg staful marinarilor a făcut cale întoarsă spre Constanța. La scurt timp, după decizia adoptată de Federația Română de Fotbal, ministrul tineretului și sporturilor, Ionuț Stroie, a salutat măsura și a recomandat tuturor federațiilor să suspende competițiile sportive. În schimb, el a anunțat faptul că lucrările la stadioanele Steaua, Rapid și Arcul de Triumf vor continua în contextul în care nu a primit nicio informație de la UEFA privind organizarea campionatului european de fotbal ce ar fi trebuit să aibă loc în această vară.